Dar Grig este unul dintre băieții de suflet ai mei. Îl apreciez enorm. Mi-a fost foarte devotat și ca jucător. L-am avut într-adevăr în primul meu an la Brașov, Carmen. Când Așa. am început antrenoratul în 2004 și trebuia să ne salvăm cu Brașovul, el a venit de la Rapid să fie alături de mine. Ce pot să spun? E momentul să fii și tu alături de el în această situație, poate că experiența ta cu siguranță Da, eu sunt, e. așa cum ți-am zis, cu sufletul și el oricând poate să discute cu mine. Însă nu știu dacă este cel mai corect lucru pentru el, pentru că el este în mijlocul situației, el cunoaște exact ceea ce se întâmplă acolo, realitatea. Eu cu ce pot să-l ajut? Eu sunt în afară, eu am trăit realitățile mele. Foarte multă lume mă întreba sau îmi spunea că eu cu tatăl meu vorbesc sau de ce nu vorbesc sau dacă am vorbit sau ce să vorbim? El avea problemele lui, realitatea lui. Cu ce ar putea să mă ajute el pe mine? Cu ce să-mi zică despre Varela sau despre Crespo sau despre Bisesvar? Sau că să doarmă într-un fel, să nu doarmă într-un fel, că nici măcar nu i-a văzut în viața lui de aproape? Cum ar putea să mă ajute în situațiile astea? Ah, că vorbim în general de fotbal, că ne mai putem schimba niște idei despre antrenamente. Da, dar și astea fac parte din realitățile fiecăruia. Așa că și la Grig. Grig are nevoie să-și trăiască propria lui experiență. Sigur că Rapid este un club care trebuie să revină pe prima scenă, Rapid, fotbal românesc are nevoie de Rapid în prima ligă, sigur că este o presiune foarte mare, dar se va lupta pentru a trece de această presiune și a promova. Nu va reuși, nu va reuși. Nu este nici primul, nici ultimul antrenor care nu va reuși la un anumit moment. Dar va reuși mai târziu, pentru că asta spunea mai devreme. Am citit un lucru extraordinar. Era vorba despre un om de afaceri ajuns la un nivel foarte mare, care spunea că oamenii de succes trec prin frustrări imense, dar niciodată nu consideră aceste frustrări eșecuri, ci lecții pe care le învață și pe care le valorifică mai târziu. Da, dar totuși în acest moment nu prea își permite nimeni ca lui Nicolae Grigore să nu-i iasă. Pentru că deja al doilea an, fără o promovare în Liga 1, cu stadion nou care îi așteaptă, cu suporteri care nu mai rezistă. E bun, cu toții ne dorim să promoveze Rapidul, cu toții, da? Se întâmplă să nu promoveze. Ce va fi? Va fi sfârșitul lumii? Nu. Păi pentru unii va fi. Se va pleca. Nu va fi sfârșitul lumii, crede-mă. Nu va muri nimeni Păi din asta. cum uiți de suporterii aceia pătimași? Sunt pătimași și vor pune pasiunea în anul care va urma. Și vor fi din nou speranțe și se vor lupta din nou și așa mai departe. Și până la urmă vor promova. Asta este situația. Am impresia, eu vorbeam despre saudiți în general, în zona aceea, că se trăiește foarte emoțional, dar constat că și noi am ajuns să trăim foarte emoțional. Ba e dezastru, ba e fantastic, nu mai avem o linie de mijloc, un echilibru, nu mai înțelegem foarte bine. Pentru că te aduc aceste cluburi, îmi cer scuze că te întrerup, te aduc aceste cluburi la disperare, suporteri fiind, pentru că uite ce aglomerație este în Liga 2. Da? Ai menționat Petrolul, ne uităm și la Cluj, ce se întâmplă, este și Asupoli acolo, o Craiova, da? Craiova, Universitatea Craiova, E o 1948, ligă a doua Rapid. interesantă. Păi și nu ajungi ca suporter să ai discuții la nivelul acesta și să-ți pierzi răbdarea și să zici, ia uite cine e Liga 1 și noi ne chinuim, ne zbatem aici. Și ce o să se întâmple? Ce o să fie? O să continue. Și o să-ți propui anul următor să promovezi. Acum, sigur, sunt probleme legate și nu mă refer la Rapid în general. Mă refer, chiar aseară aveam o discuție, ți-am spus că am avut un oaspete,
și vorbeam despre astfel de situații. Conducerile sunt foarte importante. Conducerile au rolul cel mai important, nu antrenorul, nu jucătorii. Sunt în primul rând conducerile, conducerile care stabilesc strategia, care trebuie să caute, să-și fixeze, de fapt, filosofia și ceea ce urmăresc, pentru ce perioadă, ce fel de joc vor să aibă, ce fel de echipă. În condițiile astea, ce antrenor ar putea să vină și să fie funcțional cu proiectul nostru? De aici plecăm și vedem și jucătorii pe care putem să-i luăm. Că unii sunt de calitate mai mare, că unii mai mică, dar important este să fie funcțional cu proiectul pe care vrem să-l facem și cu filosofia antrenorului, care până la urmă este o filosofie pe care noi ca și club o vrem. Și atunci îl sprijinim pe acest antrenor. Dar cea mai mare greșeală este că îl luăm pe cutare, îl punem și după o lună îl scoatem. În felul acesta nu se rezolvă nimic. Ba dimpotrivă, se duce mult mai rapid echipa către înfrângere sau către nerealizarea obiectivului. Nu sunt încă, și asta se întâmplă la 80-90% dintre echipele din lume, situațiile astea. Sunt cluburile importante, adevărate, cu un management clar care fixează și știe exact ceea ce trebuie să facă și după aceea stau și sprijină antrenorul. Ia cazurile din Anglia, echipe construite să câștige și n-au câștigat ani de zile. Impresionant de ce a reușit Giannis după 10 ani aduce un titlu pentru Glasgow? Nu cred că Giannis l-a adus. A contribuit. Niște goluri și niște asisturi. Ei, mie nu-mi plac toate cuvintele astea pompoase, sau într-o direcție sau în cealaltă, dezastre sau, cum ai spus tu mai devreme, aduce un titlu. Nu, fotbalul este un sport colectiv, este un sport de echipă, se câștigă, se pierde în echipă, nu sunt nici dezastre, sunt momente mai puțin bune, cum sunt momente frumoase, așa văd eu lucrurile. Giannis este un jucător de talent, un jucător care trăiește într-un fel o mică dramă, pentru că are această uriașă presiune venită de la media, dinspre suporteri, fiind băiatul lui Gică Hagi și fiind comparat în permanență cu el. Și tu îl înțelegi foarte bine în această situație. Înțeleg foarte bine. Cel mai bine. Da, mă rog. Dar are dreptul la a-și face propria lui carieră fără a fi judecat sau, mă rog, analizat în comparație cu tatălui. Trebuie luat ceea ce are el foarte bun. Trebuie înțeles că fiecare jucător are și calități și puncte mai puțin forte. Bravo lui că reușește să se lupte împotriva tuturor acestor probleme pe care le are și să câștige, uite, împreună cu echipa lucruri importante.